Dragoș. Așa, deci să rămână așa, ca să nu alunece. Deci nu ne trebuie să... Dați-i o haină mai groasă. Nu, e bine. Poate mâna dumneavoastră. Poate mâna dumneavoastră. Dacă ai ceva. Ce zi, bă? Hai că zi, băiat mare, ca bente, nu mai fac. Traion, tu mai ai gândit ca să nu te ducă cu aia. Nu, personal! Aolea, telefonul! Strânge-o. Ce ai de făcut acolo? Nu e bine, nu e bine. Da, să le iau jos. Așa ca să vă... E strâns asta pe cap. Poate după mânuță, după cap aici și poate după mânuță pe aici și o strânge în jur pieptul aici, da? Asta poate. Dă-mi lață pentru mai lată. Uite așa, da? Și pe după, pe sub numeri și pe sub, așa. Și după aia poți strânge. Să mai deschide. Da? Verificați-l! Bă, Cristi, îl verifici la intrare! Cristi, verifică-i cordița la mine. Alo! Ia domnul! Suntem copii prima dată să verificăm. Radule! Ia, Hai să-l dezvăluim pe ăla rând. Da. Ușoare, ușor, nu speriați. Da, tăticule, gata. Aici.
Bravo. Unde ne băgăm? Hai să facem să vedem cum facem. Nu lăsați copilul să pătimească. Bravo tot. E băiatul nostru? Nu, e tatăl. Dar o să fie copilul nostru. Al Segăl. Lasă-l la mine, lasă-l la mine. Ești erou aici? Da. Gata, tata. Cum a fost? Bine. Ia și dă interviu. Ți-a fost frică? Nu. Ia zi-ne, cum? Povestește. Am intrat acolo, am dat de două ori din picioare să mă scoate și l-am apucat de mâini. Și l-am scos. Și ți-era frică că poate scapi? Nu, nu mi-a fost frică, că l-am apucat bine. Dar ți-a fost puțin o frică atunci când ai intrat? Prima oară acum, da, dar după aia nu mi-a mai fost frică. Era departe? Pește, da. Cu acolo, pește. Nu. Era spălea copilul? Da. Bravo, felicitări. Cum te cheamă? Cristi. Becheanu Marian Cristian. Ce vârstă? Operațiunea a constat în scoaterea copilului din tuburile acestea pe care le vedeți în față și le-ați filmat și dumneavoastră. Până la urmă, cu ajutor, exact, am luat un excavator, am început, după cum ați văzut, am extras câte un tub, câte un tub, câte un tub, ca să putem să intrăm în zona unde se poate respira. Deci unde copilul? Deci în jur de 30-40 de oameni, ați văzut și dumneavoastră, se făceau cuscări. Și localnici. Deci pe lângă cei care au intervenit de la ISU, am avut și localnici. În 18 ani de experiență, cred că cel mai greu caz care l-am avut. Cum ați decis să intre copilul de 14 ani? Copilul înainte, cum am spus și la colegii dumneavoastră, a fost instruit, ați văzut foarte bine aici, a avut, de asta ați văzut că prima dată... A fost greu să luați asemenea decizie să foarte greu. Foarte greu. Deci foarte greu. Foarte frică. Am și eu copii acasă și știu ce înseamnă viața copiilor. Dar, având în vedere că am salvat două vieți în loc de una, mă bucur foarte tare. Operațiune dificilă. Foarte dificilă. Tragedia asta. Locat?